Hei, salutare, dragi prieteni! Am revenit la Porumbel Show și acum suntem pe tratament cu porumbei care doresc să-i salvez, să nu moară. Cum vedeți, acolo e apa. Asta e singura adăpătoare care o am aici și n-am avut alta mai bună să o pun, dar este ok. Cum vedeți, se simte puțin mai bine. Am mâncat. Aici este mizerie pentru că n-a mai făcut nimeni curat de ceva timp. Aici deja nu mai țin porumbei de aproape o jumătate de an. Și am mutat porumbei, am mai fost aici câțiva care am vrut să scap de ei și au făcut mizeria asta. Vedeți, aici este masculul de Ungaria. Se simte puțin mai bine. În apă are parastop de salmoneloză, belgasol și puțin sedocol pentru ficat să nu afecteze ficatul. Aici este celălalt. Nu știu dacă se vede. Cum vedeți, se simte foarte bine. Se simt. Sunt mascul toți trei. Uitați și la ăla. Cântă, deja este voios. Și suntem numai pe a treia zi de tratament. Deja vrea pereche. Ăsta încă nu, ăsta este și el mai resemnat, dar sunt bine. Aici mizeria asta este pentru că am un fazan aici și a trebuit să-i fac un loc al lui mai întunecos unde să stea. Și de aici, după ce o să-și revină, o să îi mut. Sau nu știu ce o să fac cu ei, pentru că cumva m-a arătat și eu aripa lor, aripa lui și al celuilalt este afectată foarte tare de paraziți și nu știu dacă pot sau au forța să ajungă ei până acasă. Da, o să vedem ce o să se întâmple. Deci, cam atât cu acest episod. V-aș ruga să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii dacă doriți să fac și mâine, a patra zi cu tratament, să vedem dacă își revin, să vedem dacă nu se întâmplă ceva cu ei. Pentru că este frig și corpul lor trebuie să producă mai multă căldură ca vara.